Un incendiu puternic s-a produs recent la fosta groapă de gunoi de la Lescani, județul Iași, unde sunt aruncate de la materiale plastice, vegetație uscată și chiar bucăți de la mașini vechi. Din cauza vântului, pompierii s-au luptat cu flăcările peste o oră, după care incendiul a reapărut. Aceștia au încercat să stingă flăcările pentru a nu se extinde la toată vegetația din apropiere. Primarul comunei Lescani spune că nu puțini au fost în trecut amendați cu sume ce pleacă de la 1000 de lei, așa cum prevede o hotărâre a Consiliului Local. La ajungerea echipajului, la locul intervenției, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei acționa pentru localizarea incendiului. Remarcăm faptul că, în ultima perioadă, pe fondul temperaturilor ridicate, se constată o creștere semnificativă a incendiilor de vegetație uscată, soldate cu importante pagube materiale. De la începutul anului s-au produs 32 de incendii de vegetație uscată, în care au fost mistuite de flăcări aproximativ 70 de hectare de vegetație uscată și lăstăriș. Nu trebuie să dă foc, pentru că se împânzește și pot ajunge la locuință și crea alte probleme. La nivelul comunei Lescani nu avem nicio groapă de gunoi și nu avem voie să aruncăm gunoaiele în diferite gropi sau noi trebuie să ne pregătim, avem servicii de salubritate, orice deșeu se colectează selectiv. Multe persoane au fost amendate și au fost avertizate. Până la ce sumă ajunge amenda? Noi avem prin hotărâri din Consiliul Local 1000 de lei, dar pot ajunge și mai mari amenzile.